Cunosc, zic, tineretul, mă mai duc sigur la întâlnire tineret. Am încercat să fiu și un pastor mai relevant, în sensul bun, pozitiv al cuvântului. Adică să înțeleg generația pe care o slujesc. Asta înseamnă să fii relevant, să înțelegi vremurile în care trăiești. Seara aceasta avem o temă foarte delicată. Și nu mi-e ușor să vorbesc despre ea, despre tinerii și sexualitatea, tinerii creștini și sexualitatea. Aș vrea să pornesc de la de fapt sunt trei versete, din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, 4 și 5. Iată ce scrie Apostolul Pavel aici. Mă bucur că aveți Bibliile la voi. Îmi place foșnetul acesta de fond. Da. Și eu am aici. Da. Să vă obișnuiți să folosiți cuvântul tipărit, da, Biblia. Se poate folosi și pe telefonul mobil și nu e nicio problemă că tot cuvântul Domnului este. Dar pentru, de dragul, să zicem, minții voastre, să folosiți, să citiți efectiv cărți. Soția mea, care este medic pediatru, are câteva conferințe foarte interesante despre modul în care ecranul afectează creierul tinerilor. Știți că, da, creierul vostru se dezvoltă până la 25 de ani. Da? Deci aveți răbdare. Că... Bun, la băieți totdeauna e mai întârziat un pic, dar ei își revin mai încolo, fetelor, fiți liniștiți, liniștite. Citiți cărți, citiți Biblia. Da? Se poate și audio pe mașină și în telefonul mobil. Și iată ce scrie aici Apostolul Pavel. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și imediat adaugă să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul, adică trupul, în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În vremurile acestea, gândirea lumii e foarte atractivă. Ți se propun variante noi de a trăi. Și ți se spune, de exemplu, că sexul e doar un act mecanic, fără implicații morale. Ca și cum, dacă ai viață sexuală, așa, nu-ți afectează cu nimic moralitatea, spiritualitatea, ceea ce este o minciună. Ți se spune că familia ar trebui să fie regândită. Că modelul acesta de familie nucleară, așa se numește oficial, nucleu, în sensul, adică, există tată, mamă, copii. Acest model trebuie, zice, să dispară, că nu mai e la modă. Și ți se propun alte modele de familie, cum ar fi familia negociată, să negociezi intrarea în familie, sau familia formată din doi bărbați sau două femei, sau se vine și cu modelul familiei virtuale, adică să te căsătorești pe internet, nu în realitate. Veți auzi lucrurile acestea tot mai mult. Și tinerii sunt atrași de aceste idei, dar este o minciună, este o păcăleală. Ți se spune că relațiile premaritale, relații sexuale intime, cu un băiat sau cu o fată înainte de căsătorie, e ceva normal. Ceea ce este o minciună. Astăzi, anormalul devine normal. Imoralitatea devine moralitate.
Acum, lucrul acesta nu e nou. De la început, din Eden, să știți că aceste idei de a relativiza adevărul au fost acolo. Care a fost primul cuvânt pe care Biblia relatează, pe care l-a spus diavolul? Știți? Primul cuvânt. Oare. Oare a zis Dumnezeu? Așa-i șoptește Evei. Oare a zis Dumnezeu? E relevant. Diavolul mereu va veni să-ți șoptească oare. Dar de ce n-ai fi și tu ca ceilalți? Oare chiar asta trebuie să fac? Oare chiar trebuie să te păstrezi curată până la căsnicie? Oare chiar? Oare chiar este păcat dacă navighezi pe site-uri pornografice? Ți se bagă în cap. Am fost la o întâlnire de tineret, tot așa, mai mulți liceeni. Și discut eu cu ei despre tema aceasta și vorbesc despre faptul că Dumnezeu e tot prezent. El te vede, știe tot. Acesta e Dumnezeu în care credem noi. Și pun întrebarea, credeți că Dumnezeu știe, e prezent și în lumea virtuală, pe internet? Și tinerii se codeau acolo, niciunul nu zicea nimic și o șoteau între ei. Și la un moment dat un băiat așa mai îndrăznesc spune, dar ce se caute acolo? Asta era concepția. Ca și cum ce faci în lumea virtuală nu contează, e lumea ta privată. Dar Dumnezeu este prezent și acolo. Toată lumea aceasta este a Lui. Bun, astăzi am să vorbesc mai mult despre dependența de pornografie. Pentru că sexualitatea astăzi cam la asta se reduce. Ce înseamnă pornografie? E vine din limba greacă. Pornografos. Înseamnă a scrie despre, înainte, așa era la greci, a scrie despre prostituate. Dar pornografia sugerează și un fel de scriere sau desen sau chiar fotografie obscenă, adică vulgară, indecentă, nerușinată, despre actul intim sau despre corpul gol al bărbatului sau femeii. Statisticile de astăzi sunt absolut alarmante. Aș vrea să vă citesc câteva, mai ales băieții să fiți atenți. Pentru că și statisticile acestea sunt mai de mult puțin, cu câțiva ani în urmă, acum nu le-am adus la zi. 70% dintre bărbați între 18 și 34 de ani și 30% dintre femei, aceeași vârstă, se uită la pornografie. 25% din site-urile care sunt pe internet sunt site-uri pornografice. Vârsta medie a copiilor care se uită la site-uri pornografice este de 11 ani. 90% dintre acești copii au mărturisit că s-au uitat la site-uri murdare în timp ce își făceau temele. Unul din trei copii a accesat site-uri pornografice. 8 din 10 copii între 14 și 16 ani accesează în mod regulat site-uri pornografice între 14 și 16 ani. Există, se spune, peste 4 milioane de site-uri pornografice, acum cred că sunt mai multe. Și la fiecare 2 ore se fac filme pornografice. Și ceva ce m-a șocat. Ziua în care se accesează cele mai multe site-uri pornografice este duminica.
Și mai ales datorită părintelui, sindromul părintelui absent. Părinți care nu vor, nu se implică în viața copiilor, nu știu ce fac copiilor. Li se dau telefoane mobile, computere, acces la computerul casei. Părinți care nu știu nimic. Sunt acum de aproape 40 de ani slujitor. Am făcut consiliere pastorală de mii de ori, probabil, în viața mea de păstor. Dar în ultimii ani, special ultimii 15 ani, cam 80% din consilierea pe care o fac tinerilor și familiilor tinere din biserici este pe teme sexuale. Am un prieten păstor care a fost în Spania acum, nu știu, 5 ani poate, și mi-a spus, am stat 2 săptămâni acolo și am slujit în bisericile noastre române evanghelice din nordul Spaniei. În 14 zile cât am stat, am avut 12 consilieri cu familii tinere care erau în prag de divorț. Majoritatea cazurilor erau pe probleme sexuale. Ce am vrut să vă spun cu aceste statistici este că avem o problemă foarte serioasă. Și trebuie să mărturisim, nici bisericile, nici măcar păstorii sau slujitorii bisericești nu au fost pregătiți pentru această invazie pornografică. O mulțime de tineri din bisericile noastre se luptă, vor consiliere, vor să scape și nu știu cum. N-au fost atenți la timp. Au căzut în tot felul de capcane, întinse poate de prieteni și sunt dependenți și nu știu cum să iasă de acolo. Ce voi încerca eu astăzi este întâi să vă conștientizez. E o problemă serioasă. Și cum s-a instalat această dependență în viața unora dintre voi. Sau dacă nu sunteți voi dependenți, poate știți prieteni, da? Sau în familie, care sunt dependenți și puteți ajuta. Ce înseamnă să fii dependent, nu? Cuvântul acesta, dependență sau adicție, vine dintr-un cuvânt latinesc, addictus, care înseamnă rob, sclav, cel care devine robul altuia. Dar pe plan economic, adică se împrumuta de bani de la alții și nu mai putea să îi dea înapoi. Și acesta era numit addictus, cel care nu mai putea returna înapoi. Era sclavul împrumuturilor. V-am spus rădăcina cuvântului pentru că are semnificație. Un dependent, indiferent că ar fi vorba de alcool sau de jocuri sau de droguri, sau de pornografie, toți acești dependenți, de fapt, sunt niște sclavi. Ei slujesc cuiva și nu mai pot să iasă de acolo. Repeți anumite lucruri fără să te mai poți controla și apoi cedezi în fața lor. Te predai ca un sclav acestor dependențe. Dependențele, să știți că nu se instalează deodată. Totdeauna ele se instalează în mod involuntar, în timp. Și am primit mereu întrebarea dacă aceste dependențe, și în special cea de pornografie,
Este o boală? Este o influență demonică? Sau este o alegere? Deci avem trei variante. Este dependența o boală? Este o influență demonică? Sau este o alegere? Dacă spui că dependențele acestea sunt o boală, avem probleme. Pentru că dacă e boală, atunci tu nu mai ești vinovat. E o boală. N-am avut ce face. Am fost infectat. De aceea nici tu nu te acuzi pe tine, nici nu lași pe alții să te acuze. Că e păcat, de exemplu. Păi dacă suferi de boală, nu e vina ta? De ce să te simți vinovat sau rușinat? Aceștia care spun că aceste dependențe sunt boli, cunosc foarte bine psihologia omului. De obicei, dacă te duci la un psiholog necreștin, așa îți spune. Și tu îl plătești pentru asta. Bine. Să te elibereze. Și tu ești de acolo fericit că, vezi, e o boală. N-am avut ce face. Dar aceasta este o minciună. Nu este o boală. A doua variantă. Este demonizare. Și mai aud iarăși pe unii și pe alții care habar n-au nici de Scriptură, de principiile Scripturii și nici de viața spirituală, că afirmă că toate aceste dependențe sunt demoni și ai drac, ai demon în tine. Dacă ai citi atent Scriptura, ai vedea că foarte, foarte rar se vorbește despre demonizare în acest sens. De ce? Pentru că dacă spui așa, știi care e efectul în gândirea unui dependent. Nu sunt vinovat. E un demon. Demonii sunt vinovați. Și dai vina pe demon. Da? Tu nu ești responsabil de nimic. E aceeași păcăleală ca la boală. Nu vreau să vorbesc acum despre demoni. Poți să spui așa că orice boală, orice e negativ în lumea asta, are în spate demoni. Nu e așa. Modul în care lucrează demonii, draci în Scriptură, așa cum citim, nu sunt prezenți așa cum credem noi, peste tot și... De obicei, demonii intervin, lucrează împotriva lucrării lui Dumnezeu și împotriva slujitorilor lui uneori. Ei vor să oprească lucrările lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că tot ce ți se întâmplă ție rău, da? Înseamnă că ai un demon. Bun, dar nu e subiectul meu. Deci eu nu cred că aceste dependențe sunt efectele unor demoni sau unor boli. Mai rămâne a treia variantă. E vorba de o alegere. Și acesta e adevărul. Orice dependent, indiferent despre ce tip de dependență vorbim, în viață cândva a ales și să bea alcool și să ia droguri și să intre pe site-uri pornografice, a ales. Așa ne-a creat Dumnezeu, ființe cu capacitatea de a alege. E o demnitate a ființei umane, așa cum ne-a făcut Dumnezeu, să alegem. E minunat asta. Nu suntem roboți, nu suntem animale, suntem oameni, ființe cu capacitatea de alegere. De aceea, nu căuta să dai vina pe altceva.
trebuie să recunoști că dacă ai aceste probleme, tu ai ales. Și acesta e un bun început, așa cum vom vedea la sfârșit. E foarte bine să recunoști că ai o problemă. De aceea Biblia nu îi spune boală, ci îi spune păcat. Nu-i slăbiciune, ci ai o problemă serioasă de relație cu Creatorul tău, cu Dumnezeu. Dependența este o formă de respingere a autorității lui Dumnezeu în viața ta. Și sigur, asta te face vulnerabil și ești atacat și de cel rău. Bun, ce cauze au dus la aceste dependențe și mai ales la dependența de plăcerile sexuale? Sigur, prima cauză este cultura sexualității care e promovată astăzi, așa cum am spus. Avem o societate care e cufundată în senzualism. Se promovează peste tot, până și reclamele. Ați observat că reclamele care sunt cel mai des date, indiferent că e vorba de un medicament sau de o băutură sau de o mașină, strecoară ceva sexual în ea. Cei care sunt în spatele acestor reclame, ei studiază societatea, studiază omul, te studiază pe tine. Și zice, generația asta ce are nevoie? Asta-i dăm. Deci este o cultură care promovează standardele imorale. Ce mai pot spune? Cauze? Influența anturajului. S-ar putea ca tu să fii ajuns dependent din cauza anturajului, poate din cauza unor prieteni care te-au invitat și pe tine să guști, să încerci. Să vă povestesc ceva scurt. Un frate presbiter din altă țară, tot din diaspora, la sfârșitul unei slujbe mă abordează și îmi spune: frate, zice, nu știu cum să mă raportez la băiatul meu de 12 ani. Am ajuns odată acasă mai devreme și când deschid computerul casei, apar imagini de femei goale. Și numai el era acasă, venise de la școală și am fost șocat și nu știam cum să procedez. Și m-am abținut și l-am chemat, fără să spun despre ce e vorba. Auzi, îl întreabă tatăl, ai deschis tu computerul familiei? Da, zice, am venit cu un coleg de clasă. Și când am ajuns în casă, colegul ăsta mi-a spus, hai să-ți arăt ceva fain. Și ăsta l-a dus pe site-uri pornografice. Și acum tatăl mă întreba cum să mă raportez la băiatul meu, la 12 ani. Ce să-i spun, ce să fac cu el? Bun, am avut o discuție cu el, cum ar fi important, pentru că îți trebuie timp, răbdare, înțelepciune să explici copilului tău ce s-a întâmplat, despre ce este vorba. Dar, vedeți, nici nu știi de unde apare problema. Un alt băiat, de data asta, puțin mai în vârstă, cred că avea 14 ani sau așa, tot un tată îmi spune același lucru, tot la, în diaspora aici undeva. Frate, zice, odată am luat telefonul băiatului meu să caut un număr de telefon pe care nu mai aveam. Pentru că i-am dat telefonul meu lui și zic, poate a rămas numărul acolo. Când deschid telefonul băiatului meu și apăs pe poze, apar poze cu bărbați goi. Fratele acesta era presbiter în biserică. Și spune, l-am chemat pe băiat și l-am întrebat ce înseamnă asta. Și băiatul i-a spus că a fost contactat de niște bărbați cu deja 2 sau 3 ani sau așa ceva în urmă.
Și doar atât i-au cerut să trimită niște poze cu el. Și apoi poze tot mai goale și i-au făcut favoruri. Și acum providența Domnului a făcut ca tatăl să afle, pentru că urma băiatul să se întâlnească cu un astfel de bărbat. Un homosexual sau un pedofil. Bun. Anturajul. Aveți grijă cu cine vă înconjurați. Aveți grijă, da? Cine vă sfătuiește. Unde vă trimite. Aveți grijă să nu fiți mereu în centru atenției celorlalți tineri. Pentru că asta îți creează un sentiment de apreciere și vei fi mai ispitit. Vei fi mai ispitit să arăți mai mult decât ești, mai ales băieții. Să arăți bărbăție, să arăți că tu poți, că și tu te poți uita la mizerii, că și tu poți să... Asta e valabil în general pentru vârsta aceasta, mai ales de preadolescență și adolescență. Fetelor, vi se spune, vai ce frumoasă, vai ce atrăgătoare ești, vai, și chiar crezi. Și după aceea începi să crezi mai multe. Și într-o zi te vinzi. Deci, anturajul. Ce cauze mai sunt? Lipsa educației sexuale. O spun direct. Avem o problemă și în bisericile noastre, dar și în familii. Părinți care niciodată nu vorbesc cu copiilor, la timp, despre viața sexuală. Dacă nu o fac părinții, o vor face alții. Și veți vedea ce va veni. Dacă nu, voi care acum, mulți nu sunteți căsătoriți aici, vă veți căsători. Trebuie să știți aceste lucruri. Aveți datoria să vă educați chiar și în zona intimă, a intimității sexuale. Copiii, nu o faceți voi? Vor fi niște psihologi, consilieri, vor fi numiți, pe educație sexuală, care vor face treaba asta și vă puteți pierde copiii. Dar noi avem o problemă în bisericile noastre. Că nu ne-am ocupat de asta. Chiar și în biserică. Deși eu cred că biserica deja ar trebui să ia inițiativa. Să pregătească noua generație și noile generații pentru lupta asta de ideologia de gen. Da? Educația sexuală, tot ce va veni. Mamele să stea de vorbă cu fetele lor, băieți, bărbații, tații să stea de vorbă cu băieții, să le explice natura trupului uman, cum se dezvoltă, ce va urma. Nu-i nicio rușine. Nu știi, citește, pregătește-te. Este de datoria și a părinților și a viitorilor părinți. Bun, sigur, există și anomalii, adică există familii unde educația sexuală este defectuoasă, unde părinții vorbesc pe față cu copiii tot felul de lucruri, se uită împreună la filme murdare cu copiii, da, părinții și așa mai departe. În multe familii sunt înjurături, da, neglijență, conversații fără perdea. Hai să zicem că în familiile creștine evanghelice nu sunt aceste lucruri. Da, niciodată nu știi. Însă copiii și tineri, voi trebuie să știți că aceste lucruri sunt anormale și să vă păziți de ele. Evitați astfel de dialoguri și influențe. Bun, și mai am încă o cauză. Neglijarea vieții spirituale. Poți să ajungi dependent pentru că n-ai avut grijă de sufletul tău. Nu mai citești Biblia de mult? Da? Asculți tot felul de muzică? Te uiți la tot felul de filme care sunt pline de sex, de înjurături,
de violență și te-ai obișnuit cu ele. Nu ai niciun mentor, n-ai niciun duhovnic care să vorbească cu tine și tu să vorbești liber, să te ajute să înțelegi. Nu ești, n-ai disciplină spirituală, nu te rogi, nu povestești, nu poate vii rar la biserică, nu ești, faci parte din niciun grup și ești vulnerabil. Aceasta este o cauză a dependenților. Bun. Ce semne sunt că acest idol al senzualității sau senzualismului a pătruns și în tine? Este un fel de idol. Începe să-ți placă, îi dai întâietate în viața ta. Ce este un idol? Este orice sau oricine îl înlocuiește pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta. Și iată niște semne și vreau să vă verificați atent toți. Un prim semn că ai o dependență este autojustificarea. Adică dacă vine vorba despre tema asta, imediat tu te justifici că nu ești bine, n-ai nimic. Nu? Hă? Și fără să te întrebe nimeni, începi să te autojustifici, te camuflezi, te ascunzi. Și sunt niște minciuni care circulă între tineri despre sex. Și vreau să vă citesc câteva. Și unii le cred. De exemplu, o minciună este aceasta, că toți tinerii fac sex înainte de căsătorie. Nu e adevărat. Foarte mulți tineri așteaptă până la căsătorie și au făcut legământ de abstinență. Da. Deci este o minciună. Altă minciună, că sexul și dragostea sunt același lucru. Nu e adevărat. Ele ar trebui să se completeze în familie. Sexul e un act de plăcere, imediată. Trece foarte repede plăcerea. Dragostea e altceva, e pe termen lung, e o dăruire, e un act de voință în final, nu doar de sentimente. Și nu arăți totdeauna dragoste pentru cineva făcând sex cu el. Deci e o minciună. Altă minciună. Că sexul e un păcat minor. Nici de cum. Nici de cum. E păcat ca orice păcat. Dacă cer iertare lui Dumnezeu, da, el se poate ierta, așa cum se pot ierta și alte păcate. Dar e posibil ca unele consecințe ale păcatului tău sexual să rămână. Chiar dacă primești iertarea. Că înainte se vorbea mult despre bolile sexuale, știți? Și astăzi s-au găsit medicamente, se mai compensează așa, dar trebuie să știți că unii tineri care trăiesc autosatisfacerea, da? Când vizionez imagini, masturbarea sau onania, spus direct, înseamnă că te golești de niște sentimente care erau destinate pentru altcineva, poate cu care să te căsătorești. Și te trezești ca băiat, că nu mai ai dorințe sexuale la 30 de ani, pentru că ți le-ai epuizat în masturbare. E un păcat major, care are consecințe pe termen lung, să știți. Altă minciună, a privi la o relație sexuală sau a te autosatisface nu este păcat, nici de cum. Unde este inima ta atunci, vreau să te întreb? Ce face sufletul tău? Unde sunt prioritățile tale? Cum să nu fie păcat? Mai ales față de Dumnezeul care cunoaște totul, cum să te ascunzi de el, adică. Altă minciună.
odată ce am făcut sex, e prea târziu să mă opresc. Nu e adevărat. Cunosc foarte multe cazuri de fete, de băieți din mediul nostru care au avut un accident, au greșit odată, s-au pocăit, au primit iertarea și și-au văzut de viață, s-au căsătorit, și-au întemeiat familie. Chiar dacă a fost un accident, te poți opri. Ceri iertare Domnului și nu mai repeți păcatul acela. Te poți opri. O altă minciună. Dacă facem sex, oricum ne vom căsători. Cum? Deci, întâi faci sex cu celălalt și după aceea vă căsătoriți? Nu cred că Dumnezeu binecuvintează așa ceva. Ordinea nu este deloc bună. Ce te-ar opri ca după ce te căsătorești să faci la fel? Nu e nicio garanție. Deci, nu e adevărat. Și aceasta este o minciună. Și vă mai spun o minciună, o să râdeți de ea. Dar unii spun că de ce să mai așteptăm să ne căsătorim la starea civilă, că noi suntem deja căsătoriți în inimile noastre. Auzi tu. Altă minciună. Noi ne-am căsătorit așa spiritual și Domnul binecuvintează, nici de cum Dumnezeu și nici biserica nu binecuvintează așa ceva. Este o imaginație bolnavă lucrul acesta. Deci, sunt aceste încercări de autojustificare. Păi dacă e așa, mai bine continui. Dacă nu e așa, nu încercați acestea. V-am dat câteva minciuni care poate le-ați auzit. Nu vă justificați prin ele. Mai este un semn că dependența poate fi în inima ta. Izolarea. Prea mulți tineri se refugiază în lumea virtuală, cred că acolo nu-i vede nimeni și că nu trebuie să dea socoteală nimănui de ce fac ei acolo. De aceea, un efect imediat este că fug de comunitate. Nu-i mai vezi. Nu se mai implică, nu-i mai vezi împreună cu alți tineri. Ei poate că au numai prieteni virtuali, ceea ce e catastrofal. Chiar Facebook a făcut acum câțiva ani un sondaj și a spus că cei care au foarte mulți prieteni pe internet se simt la fel de singuri, de izolați, ca și în alte condiții. Deci a avea 1.000-2.000 de prieteni pe internet nu e o garanție că nu vei fi singur. E o păcăleală din nou. Dar izolarea aceasta mă sperie. Tineri cu care nu mai poți vorbi direct. Știți că sunt tineri care stau ore întregi. Media la un moment dat în România a fost de 5-6 ore pe zi. Acum deja atinge 10 ore pe zi. Tineri care stau în fața ecranului, că e televizor, că e telefon, că e computer, da? Când tu stai câteva ore pe internet și vine cineva să vorbească cu tine, nu poți să vorbești direct, clar, pentru că trebuie câteva zeci de secunde să-ți revii în lumea reală, din lumea virtuală. Și părinții se plâng, și profesorii se plâng, și pastorii se plâng de cei care stau prea mult și se vede și pe ochii lor și pe mimica lor. Ce efecte mai sau ce semne mai sunt că ești dependent? Vă mai dau unul și închei aici semnele. Lenea. Nu doar izolarea. Tineri care nu mai au chef să facă prea multe, tot timpul stau în lumea virtuală, acolo se cred cineva, în lumea reală poate nu-ți băgați în seamă.
Și dintr-o dată își pierd inițiativa, dorința de a face ceva în lumea reală. Le e lene și să dialogueze normal cu un om. Pentru că ați văzut, începem să comunicăm deja cu simboluri, cu emoticoane, emoji. Ne trimitem. E mai ușor decât să scrii. Da, am să mă rog pentru tine. Trimiți două mâini și s-a rezolvat. Ce să mai scrie? Atâtea? Îmi place de tine, o inimă eventual ruptă în două, așa, depinde ce vrei să transmiți, da? Sau ăla cu ochii bulbucați, că te miri, nu mai scrii, măi, sunt impresionat, pui doi ochi bulbucați și s-a rezolvat problema. Deci vă dați seama că ce facem noi? Acum vă spun că și eu fac așa, deja. Salvez timp, nu știu ce, cu nevastă mea mai ales. Ea înțelege deja acest limbaj. Dar ne lenevim, nu-i bine, ceva nu-i în regulă. Nu mai vorbim, nu ne mai uităm în ochi unii la alții, nu mai știm să ne uităm în ochi. Și iată ce se întâmplă. Toate acestea sunt semne. Efectele? Vă spun câteva efecte. Orice psiholog ți-ar spune că există niște etape în care dependența se instalează. Nu dintr-o dată, v-am spus. Prima etapă este, să zicem, curiozitatea care captează. Te captează niște idei, da? Ce fain, uite ce bine, am auzit aia, am făcut. Da, bun. Devii interesat, vrei să vezi cum este, încerci. Asta e prima etapă, care nu-i vinovată, deci, în prima fază, dar devine o problemă. De ce? Pentru că e doar prima fază. A doua fază sau a doua etapă se numește escaladarea, adică plăcerea pe care o obții uitându-te pe internet te face să revii mereu la acele imagini sau acele situații, chiar dacă știi că îți fac rău. Și unii sunteți aici, deja. Nu ați vrea să mergeți mai departe, dar deja sunteți prinși. Aveți, obțineți niște plăceri imediate și încep să vă lipsească. După un timp, iarăși vă întoarceți la anumite lucruri pe internet. Hai să nu luăm pornografia, să iau jocurile. Am fost surprins să văd că cei mai mulți tineri din lume sunt dependenți de jocuri, mai mult decât de pornografie, de jocuri. Unii pierd bani acolo, timp cu siguranță, dar și își pierd echilibru, așa. Cum se face totul? Păi joci odată, zici, e interesant, după un timp revii, da? Și apoi vine faza escaladării, adică când nu mai poți, când sunt semnele că deja va fi rău și începe să-ți facă plăcere și te tot întorci la jocul respectiv și te cuprinde. Și apoi vine a treia etapă care se numește desensibilizare. Deci prima etapă se numește captare, a doua se numește escaladare, a treia se numește desensibilizare. Adică devii tolerant față de imagini, jocuri, filme, muzică, în sfârșit ce-ar fi acolo. Adică acel efect de plăcere naivă de la început dispare încet. Și pentru cei care se simt atrași de acel lucru sau imagini, crește dintr-o dată nevoia să dublezi doza, să vrei mai mult. Și te desensibilizezi, nu mai sesizezi că deja e rău. Deja mergi înspre prăpastie.
deja devii dependent. Nu îți dai seama. Asta e o perioadă foarte scurtă de trecere de la plăcerea obținută așa tot mai des până la a nu mai simți că e o problemă, că e un păcat, de exemplu. Și începi să te justifici, îți aduni argumente, așa cum am văzut. Și în sfârșit, a patra etapă este dependența instalată și apar efectele negative, îți afectează viața personală, viața spirituală, profesională. Da. Acum, să știți că nu doar în planul ăsta psihologic și fizic această dependență te afectează. Pe mine mă interesează partea spirituală. Și efectele în plan spiritual sunt cumplite. Am vorbit cu tineri care au dependențe de pornografie și mi-au spus, am trăit goliciune spirituală. Am trăit sentimentul trădării față de Dumnezeu, față de cei dragi ai mei. Unii aveau prieteni în vederea căsniciei și încă erau dependenți. Și simțeau că trădează relația. Unii au rupt relații din acest motiv, fără să explice celuilalt. Știi că încheiem prietenia pentru că eu sunt dependent. Nu mai am resurse ce să-ți dau. Goliciune spirituală, trădare lăuntrică. Slăbește puterea spirituală. Și vreau să vă spun că această dependență de pornografie e sursă de noi păcate. Pentru că tu, ca să ieși bine în fața altora, trebuie să minți. Te minți pe tine, minți pe ceilalți, înșeli în relații și devii un ipocrit, un mare ipocrit. Și nu mai ai putere spirituală. Ești ca și cum ai fi deconectat de viața spirituală, de Dumnezeu, de Creatorul tău. Plus efecte pe plan fizic, da? Știți, tot felul de probleme și semne. Acum nu vi le dau eu, dar le puteți găsi oriunde și să citiți despre ele. Bun, acestea sunt problemele. În ultima parte a mea trebuie să vorbesc despre soluții. Ce e de făcut? Cum să fugi de păcat, să te apropii de sfințenie? Și asta ne cere Apostolul Pavel. Da? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Primul lucru, să te ferești de curvie, de lumea asta păcătoasă, da? La toate nivelurile. Vreau să vă spun că experiența pastorală de zeci de ani spune că nu avem soluții magice, dar nu avem pastile. Aș sta aici la ușă, la ieșire și v-aș da câte o pastilă să scăpați de dependență. Ar fi fain, nu? E o imaginație bolnavă. Nu există așa ceva. Și mai mult de atât, să fiți pregătiți pentru că dacă această dependență s-a lipit de voi în timp, poate tot atât timp va lua să scape de ea. Nu văd soluții așa. Sigur, puterea lui Dumnezeu e mare și poți așa dintr-o dată să primești puterea Duhului și să scapi de o dependență, dar pentru cei mai mulți din experiență, zic, vorbesc pastorală, va fi un proces greu, o luptă ușoară, grea. 1 Corinteni 10:13, știți versetul? Pavel spune că nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Da, ce spune Pavel este că scuza asta, că nu, n-am știut ce să fac, n-am putut să mă abțin, nu, e falsă. Pavel spune, nu există ispită care să nu fie totuși contracarată. Nu ți se dă mai mult decât poți duce.
Dar uitați-vă ce spune Pavel mai departe, că Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita sau încercarea a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Deci Dumnezeu în bunătatea Lui știe cu ce te lupți și El a pregătit și mijloace să lupți împotriva acestor dependențe, să scapi. De aceea vă dau câțiva pași practici care să vă ajute. Pași în eliberarea de dependența sexuală. Primul pas, și asta e valabil să știți la orice tip de dependență, este recunoașterea, acceptarea faptului că ești dependent. Nimeni nu te poate ajuta dacă nu accepți lucrul acesta. Nimeni. Dacă vrei ca el să te ajut, sau păstorul, sau prietenul tău, până nu recunoști această nevoie, nu se va întâmpla nimic. Dar să știți că a recunoaște dependența nu-i prima ta înclinație. Unii am observat dintre tineri că încearcă să nege că au o problemă. Lăsați că mă descurc eu, lasă că e o perioadă scurtă, nu știu ce. Alții caută să-și justifice dependența în mintea lor. Și încearcă să-și rezolve problema doar în mintea lor. Ceea ce este, iertați-mă, o prostie. Păi tu, care ai ajuns dependent, da? De-aia ai ajuns dependent, că nu te poți ajuta singur. Tu ai nevoie de cineva din afară să te ajute. Sigur, unii sunt orgolioși și nu vor să recunoască în fața nimănui pentru că pentru ei ar însemna să recunoască un eșec. Da? Un semn de slăbiciune. Ori ei sunt orgolioși și nu recunosc că slabi. Ne. Proverbe 28:13 spune așa. Da? Cine își ascunde fără de legile nu propășește, nu înaintează. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Deci dacă ți ascunzi și nu recunoști, n-ai cum să înaintezi, să scapi. Și nu mai blama pe alții, nu da vina pe alții. Asumă-ți responsabilitatea pentru ce ai ales tu. Vorba unui prieten de-al meu, noi suntem suma alegerilor noastre. Al doilea pas, deci după acceptare, este mărturisirea. Nu doar să accepți că ai o problemă, ci să o mărturisești. Mărturisirea înseamnă să cauți pe cineva căruia să-i vorbești despre problema ta. Acum, sunt cel puțin 3, poate 4 variante aici. Prima variantă, sigur, este să mărturisești Domnului păcatul tău. Te poți ruga lui Dumnezeu și vă rog, când vă rugați, nu folosiți termeni din ăștia volați, generali, cum folosiți în rugăciunile poate publice. Doamne, Tu toate le știi. Mai ca să nu te audă altul ce probleme ai. În rugăciunea aceasta personală de mărturisire trebuie să fii precis și să spui, Doamne, asta e problema mea, uite, asta e păcatul meu, spune pe nume, altfel nu se întâmplă nimic. Deci să mărturisești cu gura ta direct înaintea lui Dumnezeu, să precizezi exact problema, este o soluție. Poate că Domnul îți dă putere și scapi, dar dacă nu se întâmplă nimic, vine a doilea tip de mărturisire. Mărturisirea ajutată de un mentor, de un duhovnic. Tu ești într-o problemă mare, grea, pentru că nu te-ai putut ajuta singur, de aceea trebuie să ceri ajutor. Treci peste rușine și planifică o întâlnire cu cineva care te poate ajuta. Mentorul este un om duhovnicesc, matur în credință,
în care ai încredere că nu va spune, nu va merge mai departe. Bărbații, cei care aveți probleme, băieții care aveți probleme, poate să fie să te duci la păstorul tău, la prezbiter, poate tatăl tău e bun ca mentor, sau poate cineva din altă biserică, din altă parte. Există și mentorare pe internet, sigur. Fetelor la fel. Puteți găsi o soră credincioasă, matură, în care aveți încredere, să mărturisiți problema cu care vă luptați voi. Bun. Deci te rogi Domnului, mărturisești, nu ai eliberare, nu se întâmplă nimic. Te ceri ajutorul unui mentor și nu se întâmplă nimic. Continui cu păcatul tău. Ce faci? Există o a treia variantă. Unii o contestă, alții o acceptă. Și anume să mărturisești în fața unui consilier specializat pe probleme sexuale, pe dependențe. Adică există așa numiți psihoterapeuți creștini care deja sunt mai multe părți în lume, îi puteți găsi, apela prin telefon sau să le scrieți și ei cu asta se ocupă. Vă ajută în pe termen lung, deci nu dintr-o primă întâlnire, și vă ajută, vă asistă și în zona aceasta specială. De exemplu, am avut un caz odată de un băiat cu înclinații homosexuale din biserică, încă a venit la mine cu tatăl lui și vrea să scape. Nu a făcut păcatul, nu s-a culcat cu alt bărbat, așa, dar avea problema asta de câțiva ani de zile. Accesa site-uri murdare în sfârșit. Și a venit la mine să îl ajut. Și am vorbit cu el, în sfârșit, a fost deschis, doritor să scape. Dar recunosc că m-am simțit depășit de la un moment dat de problema aceasta. Și am apelat eu la un psihoterapeut și l-am recomandat pe acest băiat, pentru că urma o perioadă lungă în care el să scape de toate aceste înclinații, porniri, imagini, că era mult de lucru. Eu nu puteam să mă investesc în el, nici nu mi-era apropiat de familie sau așa ceva. Și de aceea am cerut ajutorul și eu la un psihoterapeut creștin și să știți că a ascultat, s-a dus de mai multe ori la mai multe întâlniri, a ținut legătura și după poate nici o jumătate de an mi-a scris că a scăpat de această înclinație păcătoasă. Deci există situații în care poate funcționa și acest apel la niște consilieri specializați. Și mai există a patra variantă cu mărturisirile, și aceasta rar se întâmplă, dar au fost cazuri în care, adică mărturisirea în fața unei comunități, a unui grup, nu a unei persoane, ci a unui grup. Poate să fie grupul tău de rugăciune, de părtășie, poate să fie biserica. Sunt astfel de situații care au fost, au încercat toate celelalte variante și n-a funcționat nimic și a cerut pur și simplu ajutorul comunității să se roage pentru el. Și au fost și eliberări ca urmare. Bun, asta e a doua etapă. Primul, acceptarea că ai o problemă, recunoști. A doua, mărturisirea. A treia etapă este eliminarea sursei de dependență. Într-un limbaj mai specializat se numește detoxificare. Dacă e vorba de drogați sau de alcoolici sau așa, așa se vorbește. Și să știți că și în pornografie, în dependența aceasta, se poate aplica termenul. Că ești intoxicat cu imagini murdare. Și vreau să vă spun că imaginea pornografică pe care o privești 2 secunde, toți psihologii spun, dacă 2 secunde privești concentrat la o imagine pornografică, îți trebuie poate 20 de ani să scapi de ea.
Deci nu e joacă, nu e așa treci cu vederea. De aceea, în această fază sau această etapă, vă propun să depistați și să eliminați sursa dependenței voastre, a păcatului vostru. Te uiți, ce te ispitește pe tine? Este internetul, de ce nu-l oprești o perioadă? Ca să scapi. Da? Sunt filmele, nu te mai uita la ele, sunt cărțile murdare, sunt prietenii care te trag în astfel de păcate, sunt obiceiurile rele, lenea ta. Deci trebuie să faci ceva, să elimini sursa aia de păcat. Vorba Apostolului Pavel din 2 Timotei 2:22. Ia să vedem aici. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Vă rog să fiți atenți. Pavel nu spune, auzi, stai și te luptă cât poți. Da? Du-te și negociază. Fugi de poftele tinereții. Este cea mai bună modalitate de a rezista diavolului și ispitei, desfrânării, este să fugi. Să înveți să fugi înseamnă să refuzi să-ți hrănești trupul, carnea, cu anumite lucruri păcătoase. Dacă nu fugi, e clar, vei cădea și tu ai ales. Și vor veni consecințele. N-ai cum să le eviți. De aceea, cum spune în Iov, vă amintiți expresia lui, că am făcut un legământ cu ochii mei. I-am întâlnit tineri creștini care au făcut legăminte de abstinență sau de a se proteja unii pe alții. Și atunci va da Dumnezeu binecuvântare. Dar nu numai atât. Dacă te-ai îmbrăcat până acum provocator și ai făcut-o intenționat, numai ca să atragi privirile băieților sau fetelor, trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești, să nu te mai îmbraci indecent. Îmbracă-te modest și decent. Când ieși afară din casă, te uiți în oglindă, sper, să vezi cum arăți. Păi dacă te uiți și vezi că ești provocatoare, de ce te îmbraci așa? Înseamnă că ai ales. Eu am avut 4 fete. Să știți că una din ele mi-a făcut probleme. Și n-a fost ușor. Până la urmă, Dumnezeu s-a îndurat de ea și lucrurile acum sunt bine. Dar, deși am stat de vorbă, le-am pregătit pentru viață. Au fost alte contexte, sigur, dar foarte tare m-a rănit și foarte tare m-a durut. S-a îndurat Dumnezeu și de ea și de mine mai târziu. Dar o problemă aceasta era. Și le-am spus fetelor mele, nu vă îmbrăcați și nu vă purtați ca și cum ați fi de vânzare. De ce o faci? Crezi că să fie admirată sau... La fel și la băieții. Tricouri, frizură, tot, pachetul. Te uiți și zici, ăsta are succes, da, artorul ăsta, sau, și vrei să fii și tu ca el. E o păcăleală, este o minciună acolo. De ce o faci? Fugi de aceste surse care provoacă, care îți fac rău în final. Fugi de locuri. Știi că sunt locuri unde n-ai ce căuta. Fugi de site-uri. Da? Puneți-vă aplicații care blochează site-urile pornografice. Există multe, nu știți, întrebați deci IT-știi voștri că se pricep și vă recomandă. Sunt unele aplicații pe gratis. Altele va trebui să plătești că sunt mai puternice, dar merită să plătești eu 10 euro pe lună și să fii păzit în imaginea ta, în mintea ta și în sufletul tău. De ce nu o faci? Uite, soluții există. Fugi, fă orice ca să nu mai ai acces la sursa de păcat. Și încă un gând practic.
Disciplina. Apelați la disciplinele spirituale și cele fizice. Sunt de acord. Dacă ar fi soția mea aici și v-ar vorbi ca medic, v-ar spune așa. Trei lucruri aveți nevoie tinerilor. Unu, alimentație corectă. Da. Există alimentație care favorizează așa numita dopamină, da? Sursa aia de plăcere. Da? Aveți grijă. Mai bine alimentație corectă. Fructele, da, legumele, n-am zis carnea. Da, în sfârșit. Aici trebuie să citiți. V-ar mai spune așa, din punct de vedere fizic, să faceți activități fizice, practice cât mai mult, să ieșiți în natură, să ascultați muzică de calitate, da, să faceți lucru manual, să vă implicați fizic. Pentru că cei care nu sunt implicați și activi fizic sunt cei mai ispitiți. Stau acasă, înșurubați în scaunul lor, nu ies afară, nu comunică, nu sunt cei mai ispitiți. Și după aceea cauți unde e vina. Și tot soția mea v-ar fi spus, doamna medic, doctor, exerciții fizice. Da. Este, efortul fizic este cel mai bun antidepresiv, de exemplu. Dacă vă luptați cu depresia, altă problemă majoră. Cu cât faci mai mult efort fizic, cu atât vei putea să controlezi mai bine și pornirile firii naturii tale, așa, și să-ți reglezi anumite anxietăți, da, probleme și psihice. Psihologice. Bun, dar eu mă ocup doar de câteva gânduri spirituale, de ce ai avea nevoie. Discipline spirituale, în primul rând, le recomand, care sunt cunoscute. Citește Biblia cât mai des, în fiecare zi. Și nu numai că o citești, ce-ar fi să încerci să memorezi? Un verset pe zi, un verset. Începe cu Ioan 11, Iisus plângea. Ca pentru încurajare. Da? E cel mai scurt verset din Biblie. Memorați în fiecare zi un verset să vedeți ce se întâmplă. Deci nu doar să citești Biblia sau să o sculți pe mașină, și asta e bine. Memorează un verset, atât. Există un site creștin, ebiblia.ro. Știți unde îl folosiți. E, pe site-ul acela găsiți versiunea ale Bibliei, comentarii biblice, foarte mult. Și acolo este o planificare, ți se dă un verset al zilei. Ce-ar fi versetul ăla să-l memorezi? De mult n-ai memorat ceva, așa-i? Ia încearcă. Apoi, rugăciunea. Rugăciunea cu voce tare. Da? Ești pe mașină, ești plecat undeva. Încearcă să te rogi rostind, articulând cuvinte, nu... cum era un văr de-al meu, care nu l-am văzut seara, nu l-am văzut rugându-se toată ziua, știi? Am mâncat cu el, nu știu ce, zic, măi, dar tu nu te rogi? Ce m-am rugat în gând. Da? Deci așa sunt unii, se roagă în gând. Nu cred că Dumnezeu vrea să ai un gând pentru Domnul. Nu, vrea să te audă rostind cuvinte. Asta e rugăciunea, articulând vorbe. Apoi, postul. O perioadă de timp, de exemplu, să nu mai ai acces la anumite platforme sociale care știi că te tulbură, știi că... Yeah. Uite, știți că ortodoxii și catolicii au post de sărbătorile mari. Cam o lună și ceva înainte de Crăciun și înainte de Paște, ei nu mănâncă anumite mâncăruri, carne și așa. Ce-ar fi tu să inventezi postul de sărbătoare în care nu deschizi Facebook? Niciun amin n-am primit. Niciun amin. Sau altceva. Sau să tai internetul pentru perioada aia. Să ai numai stic telefonul. Ha? Deci încearcă să vezi ce se întâmplă cu viața ta. Altă disciplină spirituală este dărnicia. Oamenii egoiști se ocupă de ei. Se gândesc doar la ei. Nici nu se gândesc la alții.
Și tu când navighezi pe internet și îți faci toate poftele acolo, nu te mai gândești la alții? Dărnicia înseamnă să te gândești la cel de lângă tine care are o nevoie. Cu cât ești mai implicat în lucrări filantropice de dărnicie, cu atât vei fi mai puțin ispitit în lumea virtuală. Și de ce să nu încerci, și asta e important, să pui o zi de post pe săptămână în care să insiști înaintea Domnului, să stăruiești pentru eliberarea de această dependență. O zi pe săptămână nu e mult. Puneți ziua aia, Doamne, pentru asta, renunț la mâncare, renunț la orice, doar pentru a sta cu tine și să-ți cer puterea ta să vină peste mine. Bun, sunt și alte lucruri practice, unele le cunoașteți, dar ultimul gând, evident, când toate acestea nu funcționează, apelează la puterea Duhului Sfânt. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu este mai puternic, cel care e în noi, spune Ioan, e mai puternic decât cel care este în lume. Și Duhul lui Dumnezeu te poate ajuta să scapi de această patimă. Am întâlnit și cunosc foarte multe cazuri de tineri și de familiști care au scăpat de această dependență de pornografie sau de alte tipuri de dependențe. Și Dumnezeu i-a ajutat. Pentru că atunci când alegi să nu mai păcătuiești, începe, de acolo începe sfințirea ta. Și Dumnezeu vede lucrul acesta și va întări decizia ta. Mă rog Domnului pentru tine. Și mă rog Domnului să îți dea câteva biruințe în următoarea perioadă. Cu cât ai mai multe biruințe, cu atât vei avea mai mult curaj și vei avea mai multă putere să lupți până la capăt împotriva acestor dependențe. Rugați-vă Domnului să nu plecați seara asta până când nu cereți Domnului o eliberare, semnele Lui să fie cu voi și să începeți o viață de biruință. A Domnului să fie slava în veci. Amin.